Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Leu, pentru decembrie. Înainte de a începe etalarea, vreau să salut o persoană foarte specială, care îi trimit cele mai bune gânduri, se cunoaște persoana și sper să primească și ceea ce îi ofer, chiar și pe această cale. Îți mulțumesc pentru prezența ta în viața mea. Evident că am cerut mesaje de la îngeri pentru voi, unii dintre voi. Nu uitați că aceasta este o etalare colectivă și evident că nu toți lei trec prin anumite situații pe care probabil eu le voi descrie sau eu știu alți tarotiști. Nu uitați că fiecare are un aspect special în harta lui natală și atunci va experimenta ceva special. În fine, din cartea din seria oracolelor ale lui Dorin Virtue, ați primit libertate. Libertate care, interesant, a venit totuși invers. Cred că unii dintre voi vă gândiți la libertate, dar încă nu v-ați asumat-o. Vă gândiți cum ar fi să fiți liberi în cazul în care ceva se întâmplă în relația, contractul, poate să fie și la locul de muncă, în care sunteți, promisiunile pe care le-ați făcut. E o chestiune, e un gând de libertate, dar care încă nu este nici asumat, nici manifestat. Oricum, nu uitați că sunteți liberi să alegeți ce vreți, dar fiți atenți ce alegeți. Interesant este că se vorbește despre alegere și în cărțile următoare. Trebuie să alegeți. Și nu este ușor, probabil. Oricum, în cazul în care vă alegeți libertatea, nu uitați că sunteți protejați. Probabil că trebuie să vi se va atrag atenția sau să vi se aducă aminte că aveți putere, aici este chiar semnul leului, într-un fel sau altul, e similar cu puterea din tarot, da? Dar în loc de leu este un cal înaripat. Și aripile vorbesc despre libertate, despre zbor. Probabil trebuie, unii dintre voi, să vă exersați această putere într-o nouă direcție pe care voi trebuie să o alegeți, da? Care vă va duce către libertate. Libertatea de gândire, de simțire, de orice gen ar fi, de creație. Dar am spus, cartea a venit invers. Încă e doar un gând. Posibil, pentru că aveți în spatele puterii, aveți și vorbitorul, și scrierea, și aveți încredere, probabil că trebuie să faceți și let go, să lăsați în urmă să se ducă ceva, ca să găsiți lumina și dragostea. Trebuie să faceți niște afirmații și verbale și în scris, să lucrați un pic ca să vă regăsiți puterea. Probabil că v-ați pierdut puterea sau aveți voi impresia asta, că v-ați pierdut puterea din cauza unor situații în care ați fost puși să alegeți. Dar trebuie să alegeți. Și evident că alegeți ce vă eliberează. Nu să alegeți, ar fi culmea să alegeți ce vă ține pe loc. Pentru că aveți în spate, da? Lăsați să se ducă. Să se ducă ce nu vă priește sau ce nu v-a priit, ca să vă apropiați de lumină și de dragoste. Aveți încredere. Aveți încredere, da? Aveți încredere că sunteți protejați. Îngerii voștri, protectori, ghizii de lumină, cei care s-au dus și nu mai sunt lângă voi, poate într-un fel sau altul vă trimit anumite vibrații, anumite, eu știu, vise, visuri, cum vreți voi să le ziceți. Și vă certifică faptul că sunteți protejați și sunteți chemați la libertate. Sunteți chemați la libertate, la o nouă viață. Și ar fi bine să faceți toate aceste lucruri până se termină anul, pentru că 2020 este un an important pentru toate zodiile, pentru toată lumea, da?
Este bine să nu intrăm în 2020 cu vibrațiile trecutului, cu vibrații care nu ne cresc. Ce am făcut aici? Din seria acestor mesaje, ați primit 3 cărți. Am stat, m-am gândit, le iau, nu le iau, da, asta e, a trebuit să le iau. Mi s-au părut că vibrează foarte mult cu atmosfera sărbătorilor. Aveți apreciații pe cei dragi, pe cei pe care iubiți. Iubiți ceea ce sunteți, cine sunteți și petreceți mai mult de calitate, mai mult timp de calitate împreună. Dacă urmați aceste ghidaje, vă apropiați această vibrație a miracolelor și a binecuvântărilor. Probabil niște lucruri se vor transforma în familie sau în relațiile pe care le experimentați. Dar cel mai important este, poate vă spune ceva, 10-8, 8 e transformare, 10 încheierea unui ciclu și începerea altuia, 46-13, eventual, lucrurile sunt mai profunde decât par. Ideea este că vin sărbătorile, apreciații pe cei dragi care încă mai sunt în preajma voastră, care încă sunt în viață, părinți, bunici, prieteni, apreciați și țineți-i cât mai aproape de inima voastră, țineți-i ca pe o comoară, pentru că, într-adevăr, un prieten, un om drag, este o valoare emoțională și spirituală. Hrăniți-i cu un univers de emoții pe care numai voi puteți să-l oferiți acelei persoane. Însă, interesant este, aveți și iubiți-vă pe voi înșivă. Și cele două cărți mă trimit cu gândul la acea lege din Biblie în care se zice iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Probabil că e o lecție de viață, o lecție a iubirii. Vorbim de zodia leului, care reprezintă casa a cincea, a iubirii, da? A creativității, a copiilor. Știți cât îmi placeți voi leilor, dar uneori confundați și voi și noi și alte zodii ego-ul cu iubirea de sine sau cu stima de sine. E o mare diferență. Probabil că trebuie să descoperiți cine sunteți cu adevărat ca să vă puteți iubi. Asta înseamnă să vă și iertați. Asta înseamnă să vă acceptați anumite defecte, anumite greșeli pe care le-ați făcut, mai ales când trebuie să alegeți, să lăsați în urmă, da, let go, să alegeți, time to decide, unde era aici, da? Pentru că trebuie să vă eliberați, eventual, de niște șabloane, de o construcție la care ați lucrat-o aproape, poate chiar și o viață, unii dintre voi, și care nu vă reprezintă. Probabil că unii dintre voi ați uitat că sunteți ființe divine, încântătoare, care merită dragoste și lucruri frumoase. Poate unii dintre voi, pentru că e vorba totuși de o comoară, v-ați gândit să creați anumite comori și ați uitat că adevărata comoară sunt cei dragi. Cei dragi. Cei care vă sunt aproape. Mai mult sau mai puțin. Pot să fie și la distanță, dar să fie aproape cu sufletul, să-i simțiți. Deci, iubiți ceea ce sunteți, dar trebuie să vă descoperiți. Probabil că intrați într-o călătorie spirituală și începe să vă descoperiți unii dintre voi. Ține de această libertate de gândire, libertate de exprimare, dar, evident, într-un anume fel, 8 e transformare. Este vorba de transformarea voastră. Ei, și așa ajungeți să manifestați eventual, în anul care vine, aceste miracole și binecuvântări. Și este foarte important, mai ales că cei cu ascendent au un Saturn pe casa 6-a sănătății și probabil că trebuie să lucrați cu voi. Pentru că bolile sunt boli sufletești, bolile fizice sunt boli sufletești. Trec peste asta. Mai aveți acest mesaj. Hei! Mai aveți acest mesaj, petreceți timp de calitate împreună. E o persoană sau poate e familia voastră sau cineva, da? Cineva drag.
pe care ar trebui să-i apreciați mai mult sau mai puțin, probabil că ați făcut-o în trecut. Acum trebuie să-i apreciați mai mult și să investiți, am zis, emoții. E apă, e o picătură de apă. Trebuie să investiți în acest univers, în această comoară umană, nu materială. Deci, petreceți mai mult timp de calitate împreună, vorbiți, ascultați-vă, întrebați-vă ce vă place, ce nu vă place. De fapt, asta înseamnă timp de calitate, să-l descoperi pe celălalt, ca și celălalt să te descopere pe tine. Și uite așa, să creați împreună un loc special. E o mamă și un copilaș, dar poate fi și partenerul vostru de viață. Poate că unii dintre voi ar trebui să mergeți într-o excursie cu o persoană dragă. Aveți cel puțin două bărcuțe, da? Ideea de călătorie. Evident, nu cu barca, e prea frig. De o călătorie sau măcar o călătorie mentală și verbală. Stând de vorbă să călătoriți în timp cu persoana dragă, în trecutul lor, ei în trecutul vostru și să vă descoperiți. Și să vă reaprindeți flacăra, eventual, pasiunea. Și în cazul în care relația a scârțâit, uite așa, vă apropiați de miracole și binecuvântări, puteți să o refaceți. Acesta este un mesaj, pentru unii dintre voi. Rămâne să... am văzut în timp ce am amestecat această serie de cărți, am văzut foarte multe cărți de apă. Ori unii dintre voi aveți a face cu un semn de apă, ori aveți niște transformări emoționale pe foarte multe planuri sau ați trecut prin niște transformări emoționale. La capătul setului de cărți văd că aveți șarpele, poate unii aveți a face cu un scorpion pentru că lor le-a apărut ca și motiv de inspirație. Însă cartea care va sări, va vrea să se arate, este energia pe care voi trebuie să o preluați în această perioadă. Nu este o persoană anume. Dar înainte de a continua etalarea, dați-mi voie să fac o mică rugăciune. Bishem Adonai, Mimini Mihail, Umismoli, Gabriel, Umilifnai, Uriel, Ume Ahorai, Rafael, Va al roșii Shehinatel. Mulțumesc pentru răbdare. Acum o să amestec cărțile, da? Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu. Decembrie 2019. Oh, ha! 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 La capătul setului de cărți aveți oul cosmic. Transformare totală, radicală, este chakra a șaptea, ultima chakra, coroana. Și probabil că are legătură cu această nevoie de libertate sau descoperirea libertății. Să vedeți, de fapt, cine sunteți voi. Poate că unii, am spus, și așa simt nevoia să spun, unii poate... a trăit conform regulilor sau tiparilor impuse de familie, de societate și trebuie să vă redescoperiți. Chakra șaptea, coroana. Știți că lei au o coroană. Probabil că trebuie lucrată. Însă, cartea care a venit, wow, este pantera. Semn de foc. Asta ar trebui să vă inspire. Într-un context sau altul, aș fi putut să spun că aveți de-a face cu un dușman. Însă, probabil că este o situație foarte complicată, a apărut puterea și mai devreme, da? Sunteți avertizați că sunteți protejați. Posibil că unii dintre voi trebuie să vă folosiți acest foc într-un mod...
Precaut. Aveți, într-adevăr, ori o persoană, sau poate chiar mai mulți dușmani, ori o persoană care vă dușmănește, ori mai mulți dușmani, ori o situație foarte complicată în care sunteți și cu care trebuie să luptați. Nu, nu este blândă deloc pantera. Cât aș încerca să văd ceva drăgălaș, în această imagine n-am cum să văd. Posibil pentru a vă recăpăta această libertate, care am spus că a venit invers, trebuie să luptați. Trebuie să vă regăsiți puterea. Am spus mai devreme că a fost puterea, da? Unde era? Era aici. Să vă regăsiți puterea. Și dacă în cartea de tarot este un personaj feminin alături de un leu, da? Se zice că este natura noastră spirituală care controlează natura animală. Ei, cartea asta spune că, da, trebuie controlat, dar asta nu înseamnă că trebuie anihilat. Trebuie să fiți cu toate. Simțurile. Nu știu, trebuie să fiți pregătiți de atac. Nu știu ce cărți vor apărea, dar este clar că este o carte foarte agresivă. Nu zice nimeni să fiți agresivi, dar să fiți pregătiți în cazul în care cineva vă atacă. Este o noapte, probabil că atacul vine din întuneric, poate să fie și din subconștientul vostru, poate să vină cineva dintr-o zonă în care nu vă așteptați. Prieten, familie, da? Mare grijă. Ăsta este mesajul, vi-l transmit pentru unii dintre voi. Aș fi vrut să fie altceva mai frumos. Sunt mesaje foarte opuse. Dacă până acum am vorbit de autocunoaștere, de libertate, de sărbători, de protecție, iată că acest mesaj este foarte diferit. Poate trebuie să luptați pentru cineva. Sau să luptați pentru voi. Am zis, poate mă repet, asta e, dacă mă repet, îmi cer scuze. E semnul alchimic al focului. E o latură a voastră foarte demonică, într-un fel. Sau poate exagera cuvântul. E agresivă și asta e. Trebuie să folosiți unii dintre voi într-o situație. Dar cu cap. Este și chakra a șaptea, oul cosmic. Poate toată situația prin care veți trece, cu care vă veți lupta, am zis în noapte, în întuneric, în secret, vă va transforma. Și veți renaște. Da? Uf, scurioasă ce o să mai fie crucea celtică. Dragii mei, lei. Știu ce ar putea să fie. La capătul setului de cărți, 6 de bâte. Marea preoteasă, moartea. Și turnul. Mai, păi, probabil că nu degeaba. E o transformare. Este o separare. Este o trezire. Turnul înseamnă și separare și trezire. Dar și, puf, 4 de monede. Din niște tipare. Moartea, am zis că înseamnă transformare. Toate lucrurile astea se întâmplă în secret. Poate aveți pe cineva, ori scorpion, ori pești, vărsător. Aici ar trebui să fiți voi. Victorioși într-o situație foarte dificilă. Dar 4 de monede reprezintă șabloane, tipare, 7 de cupe, confuzii, eventual cu un semn de apă, unii dintre voi, o relație de suflet, dintr-o altă viață, se transformă. Ce să mă, se transformă. Soare, lună, Venus, ascendent în Leu, decembrie 2019. Soare, lună, ah, diavolul.
o relație toxică, dependentă. Sunteți dependenți de cineva, ei sunt dependenți de voi. E destul de toxică și pantera aceasta, să zicem. Însă, chiar cineva se luptă, șapte de... Aici sunteți voi, semnul leului, da? Wow! O relație toxică sau niște dependențe sau niște chestii foarte complicate. Pot să fie și vicii, iar apare transformarea, scorpionul, transformare, transformare, n-avem cum, toți trecem prin așa ceva. Nu este nimeni care, sau nu este o persoană care se scape de așa ceva. Acum depinde ce alegeți. Aveți time to decide, da? Încheiați un ciclu, un capitol, un stil de viață. M-am simțit foarte nervoasă, o tensiune în timp ce am amestecat cărțile. Ok, eu să încerc să... Da, să tai în fața voastră. Soare, Luna, Venus, ascendent în Leu. Decembrie 2019. Haideți să vedem ce aveți. Spânzuratul. Spânzuratul e semnul peștilor. Dar evident că nu toată lumea, nu toți lei sau cei cu soare, lună, venus, ascendentă, leu, aveți de-a face cu cineva, cu planete, însă nu peștilor. Spânzurat înseamnă, și o dai bine, vedem mai încolo, dar aici la capătul setului de cărți aveți soarele, sunteți voi, bucurie, trezire, trezirea, da? Deci după toate situațiile prin care treceți, e oul cosmic, transformarea. Iar semnul... Ah. Ok. Deci, central, aveți spânzuratul, casa 12 a necunoscutului, am spus, da? Poate cei cu ascendent în leu au ceva în casa 12 a necunoscutului. Și chiar dacă n-ar fi casa 12 a necunoscutului. Este o situație, vom vedea mai încolo cum se așează cărțile. În care treceți, ori voi, ori ei, cineva la care vă gândiți. Dar hai să zicem că e vorba de voi. Voi trebuie să faceți niște sacrificii. Sau, dacă nu e vorba de sacrificii, trebuie să învățați să vedeți lucrurile din altă perspectivă. Pentru că așa veți atrage acele miracole și binecuvântări despre care am vorbit, da? Mai devreme. Inspirație divină. Dacă nu sunteți voi, este o persoană, repet, semnul peștilor, posibil, sau cineva din preajmă care se sacrifică, s-a sacrificat foarte mult. Ce provoacă? Sunteți voi aici. E clar, regele de bâte. Deci probabil că ei sunt și aici sunteți voi. Bine, schimbați pozițiile că nu pot să mă fixez pe o singură poveste, pe un singur scenariu. Lei care au de-a face cu diferite persoane, da? Dar regele de bâte, de obicei, semnul leului, evident, sau al berbecului sau al săgetătorului, este o persoană autoritară și este o persoană cu funcție de conducere, este un rege. Chiar dacă o să fii voi mai... trecuți de prima tinerețe, dacă n-ați ajuns în postura asta, s-ar putea să nu vă reprezinte. Dar în principiu este o persoană în jur de 50 de ani. 45-50, eventual 50 și ceva de ani. Pasională, care provoacă ori această așteptare, ori această persoană într-un fel sau altul. De ce este în inima voastră, de ce este central acestei cruci, celtice, voi știți. Voi știți. Vedem cum se arată cărțile. În trecutul îndepărtat, asul de băte. O poveste. Un început cu altcineva. Teoretic ar trebui să fiți voi. Doritor să începeți o nouă relație, o nouă pasiune.
E o chestie, iar, care ține de sexualitate. Bătele sunt foarte sexuale și asul de bătă, evident că este și un simbol falic. Într-un fel sau altul, această energie stă la baza acestei cruci celtice. Vedem cum se așează cărțile. Poate să fie un alt semn de foc. Poate să fie o relație. Vedem. Vedem, vedem, vedem. Sau v-ați gândit? Cum ar fi să fie o altă relație? Vedem. Eremitul. În trecutul apropiat, eremitul sau zodia fecioare pentru unii dintre voi. Dar evident că nu toți au de-a face cu fecioare, nu toți au de-a face cu pești. Încercăm să trecem sau încerc să trec peste aceste detalii care nu vibrează cu toată lumea, nu rezonează. În ultima vreme, poate v-ați izolat, poate ați încercat să înțelegeți. Ori voi, ori ei, poate chiar persoana aceasta. Dar am zis că puteți fi voi. Ați încercat să înțelegeți de ce ați trecut prin niște situații, iar întuneric, iar întuneric, doar că e energia diferită, da? Aici persoana caută lumina, aici încearcă eventual să se răzbune sau să se lupte. Dacă n-ar fi o persoană, acest rege de bâte, în cazul în care voi sunteți aici, central și în ultima vreme, și le trec prin multe, provocarea este să vă regăsiți puterea, să vă regăsiți pasiunea, capacitatea de luptă, în cazul în care poate în ultima vreme v-ați sacrificat, pești fecioară, e asta, este axa casei a 12-a și a 6-a, a serviciului pentru alții și al compromisurilor. Poate că într-adevăr ați făcut compromisuri într-o direcție care nu vă priește. E posibil și așa ceva. E posibil. Și provocarea este să redeveniți ceea ce ar trebui să fiți. Dacă nu sunteți voi, e altcineva, repet. Viitorul îndepărtat, lună, dar hai să vedem apropiat. Mai, câte arcane majore, 4 arcane majore, un rege și un as. Vai, da, ce energie intensă în decembrie. În viitorul apropiat, magicianul, gemeni, fecioară, unii dintre voi aveți de-a face cu o fecioară, asta e clar. Și pentru că este și luna, pentru că este și spânzuratul, pentru că este și magicianul, poate cineva totuși să manipuleze o situație într-un mod nu tocmai plăcut și din acest motiv trebuie să luptați. Unii dintre voi. Dar dacă nu e nici geamă, nu este nici fecioară, nu este nici berbe, că e prima zodie, nici ianuarie, că e capricorn, da? Nu e nici capricorn, că e ianuarie, da? Orice zodie ar fi. Teoretic ar trebui să fiți voi doritori să manifestați poate acest as, un nou început într-o nouă direcție. Unii. Vedem cu cine vibrează. Aceasta rezonează, această etalare. Noi spunem că această etalare este pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, da? Dar, evident că poate să nu fie la fel pentru unii și la fel pentru alții. Magician. Da. Este, cred, dorința voastră, dacă aici v-ați sacrificat, ați așteptat o situație care nu a crescut, care v-a compromis libertatea, da, este persoană legată. Ați fost într-un angajament, într-un contract. În fine, totul s-a petrecut cu un scop. Ca să înțelegeți, de fapt, ce înseamnă, ia uite, interesant, a fost și libertatea și invers, da? Totul a fost ca să înțelegeți niște lucruri, da? Și poate în ultima vreme ați început să înțelegeți, să aveți acces la această lumină, da? Ar fi bine. Și atunci, în viitorul apropiat, sunteți voi doritori să manifestați o nouă viață, o nouă etapă, poate acest as la care vă gândiți de mult timp,
poate această poziție pe care o râvniți unii dintre voi. Dar, ca să puteți manifesta, trebuie să aveți toate resursele. Altfel, riscați să vă păcăliți pe voi înșivă. Nu doar pe alții, și pe voi. Uf, sper că nu se termină bateria. În fine, în viitorul îndepărtat aveți lună. Secrete, frici. Frici. Poate, iar semnul peștilor, al racului sau al scorpionului vă influențează, dar cred că niște vise vă influențează. Că aveți mai ce de cărți care vorbesc despre niște stări. Niște stări mai altfel. Luna. Mai. Poate la luna plină, care va fi în gemeni. Aha, interesant. Va fi în gemeni luna plină. Ați putea să manifestați, să vă eliberați, da? De niște situații și să manifestați eventual, să vă pregătiți pentru următoarea lună nouă și să manifestați acest început la care vă gândiți voi de mult timp, la acest as. Eventual. Sfatul, destul de complicat. Alegeți. Alegeți ce vă duce către victorie. Lăsați bâta care este compromisă, care este amputată, care a fost, da, persoana cu care toți încerca să faceți sacrificii, lăsați în pace, alegeți o nouă direcție, alegeți această bâtă, da? Că sunteți singuri, că sunteți într-o altă relație, depinde de la unul la altul, dar alegeți varianta victorioasă. Vedeți lumea cu alți ochi, da? Aveți această viziune după ce ați trecut prin câte ați trecut, da? Aici este lumină, da? Aici este lumină. Vedeți? Vedeți lumea cu alți ochi. Făceți-vă planuri de viitor pentru 2020. Dar mai întâi, eliberați-vă la această lună în gemeni, lună plină. Manifestări, lună plină, gemeni, da? Și ce faceți? Puneți-vă intențiile ca să deveniți această, să redeveniți ceea ce trebuie să fiți. Da? Exterior, îndrăgostiții. Pentru unii poate să fie o persoană în zodia gemenilor. Sau, că tot apare în viitorul apropiat. Dar nu e obligatoriu să fie gemeni. Poate să fie un suflet cu care vă completați foarte bine. Orice alt, poate să fie orice altă zodie. Poate persoana dragă s-a îndrăgostit de cineva și trebuie să luptați. Variază de la unii la alții. Dar această vibrație a sufletelor gemene influențează întreaga poveste, într-o formă sau alta. Să mai vedem. Destul de complicată situație. Nu degeaba va apărut pantera și oul cosmic. Puf, și libertatea care încă nu este. De ce vă este teamă? De regrete. Eventual că o să regretați un semn de apă sau semnul de apă vă va regreta. Oricum, trecând peste chestiile astea, teoretic ar fi să vă fie teamă să nu rămâneți în această regrete. Pentru că aveți în spate un suflet pereche care stă să fie descoperit, da? Stă să fie manifestat. Repet, nu e obligatoriu să fie această zodie, da? Poate să fie și fecioară, poate să fie și berbec și orice altă zodie. Și pești, că aveți și pești, da? Pești, fecioară, rac. La pești apare de două ori. Și gemeni de două ori. Și fecioară de două ori. Vă este teamă de aceste regrete, de lacrimi. De lacrimi. Asta e. Toată lumea plânge. Ce vă doriți? Să vă luptați.
E 5 de bâte, vreți să vă luptați? Da, este... Pentru unii poate să fie un semn de foc care vă provoacă acest personaj din viață. Da? Poate personajul se îndrăgostește de cineva și voi vreți, e cartea dorințelor, să vă luptați, da? Cu concurența, asta înseamnă, cu concurența. 5 de bâte. Poate cu acest rege de bâte, da? Am vorbit despre lupte și mai devreme, într-un fel sau altul, revin. Și cărțile arată. Dar lucrurile sunt destul de confuze, destul de învăluite. Luna este prezentă în viitor îndepărtat, încă nu se știe. Bine, ar trebui clarificată, dar deja a trecut, iau de 35 de minute. Într-un final ce aveți? 6 de monede, un trio. E un trio în care cineva investește în altcineva mai mult decât în, eu știu, în cine trebuie. E un trio. Și steaua. Eventual, vindecare, speranță că se poate echilibra, reechilibra situația, trio. Trioul în care unii dintre voi sunteți, ați intrat. Vindecare, echilibrare emoțională, complicat, așteptare, 7 de monede, iar 6-7, ca să echilibrați situația, trebuie să așteptați un pic, mai întâi vă vindecați și apoi mai gândiți-vă, dacă, măi, ce complicat, Marea Preoteasă, iar, semnul peștilor sau alt semn de apă. În general, e semnul peștilor. Așteptați. Sunt niște lucruri la care încă nu aveți acces. Îmi pare rău să vă zic. Trebuie să vă învățați o lecție, unii dintre voi. Este și Luna și Marea Preoteasă. În viitorul îndepărtat. Nu doar secrete. Nu vi se îngăduie să aflați anumite lucruri pentru că probabil trebuie să vă vindecați înainte și să vă înțelegeți călătoria spirituală. Asta este cartea care arată despre călătoria spirituală prin care toți trecem mai devreme sau mai târziu. Și la voi este în trecutul apropiat. Apropiat diferă de la unii la alții. Și totuși, la un moment dat, veți avea o victorie. Și o trezire. Așa îmi place să văd așa. Îmi place să văd această carte. Un turn, la un moment dat, probabil, va apare o trezire spirituală în legătură cu banii, în legătură cu o relație foarte apropiată, posibil semn de apă, dar nu e obligatoriu, o relație pe care ați muncit-o, de care v-ați bucurat. E un suflet pereche dintr-o altă viață, dar probabil că trebuie să treceți prin niște lucruri. Știu că sună ciudat, dar astea sunt cărțile. La capătul setului de cărți aveți soarele, diavolul și niște minciunele. 7 de spade, semn de aer, mai mult sau mai puțin, nu știu de ce toată lumea atribuie acestui diavol sărac cu capricorn. E iar un trio în care voi sunteți aici. Dar probabil că soarele, ca și turnul, cum am zis mai devreme, reprezintă trezirea. Da? Ați început această călătorie spirituală. Și călătoria spirituală cum se desfășoară? Cu sacrificii. Cu sacrificii. Cu dureri, cu confuzii, cu lupte, cu vindecare, cu eliberarea, trezirea, că sunteți într-o situație toxică, acum cine a generat-o, nu stau să judec și nici să fac scenarii. Dar în poveste apare și un as de monede, un nou început, poate cu un
un semn de apă, alt semn de apă, dar evident că variază de la persoană la persoană. Există un nou început. Poate semnul de apă are un nou început. Este posibil și așa ceva. Sunt două semne de apă. Semnul peștilor și al racului și un nou început, da? Discuții la distanță, călătorie, decizii. Eventual. Mai. Pentru unii poate să fie și un avocat sau tăierea unei situații. Un alt trio la distanță. Iar semn de apă. Știu că sună ciudat. Semn de apă și asul de cupe invers, care n-a mai vrut să-i mai investească emoțional în voi, în relația cu voi, unii dintre voi. Wow! S-a simțit consumat energetic, ars și ars bateriile în această situație. Știu că sună neplăcut, probabil că o să-mi dați dislike-uri unii dintre voi, dar ăsta e adevărul. Din păcate, ceea ce spun nu o să rezoneze cu toți, că n-am cum, dar cu unii sunt convinsă că rezonează. Cam aceasta este prima parte pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Leu. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne vedem cu partea a doua. Sper a doua să fie mai frumoasă.